Clientul unui psihoterapeut de cuplu este relația terapeutică. Eu am grijă de mine, Georgi are grijă de el, dar amândoi luăm relația de mânuță și mergem cu ea la fezanda. Aha, aici trebuie să-l duc pe Georgica astăzi. Atunci când vii într-o psihoterapie de cuplu, oamenii își imaginează că te duci la socri în vizită. Când începe să nu mai îmi convină ce face Costel, l-am schimbat cu Georgica. Când vine vorba de relația ei de cuplu cu Costel, să se transforme în opusul unei zâne ca să nu... De natură foarte tare. Te întreabă mama soacră, dar tu o faci fericită pe fata mea? Sentimentul de rușine este copleșitor pentru cel adus în terapie. Intrai în casă și amândouă tăceau și aveai impresia că nevastă-ta s-a clonat dintr-o dată, pentru că era aceeași privire. Alegi ori opusul, ori asemănarea tatălui tău, pentru că la nivel inconștient ești impregnată de acea energie. Creierul nostru este o colecție de amintiri. Tu vei face același lucru în fiecare dimineață și partenerul tău la fel și cadrul nu schimbă relația. Cum intrăm în relație e important? Adică dacă intrăm pe bază de pasiune sau dacă intrăm pe bază de prietenie construită în timp? Se spune că acolo unde este atenția ta, se duce energia ta și devine viața ta. Sexualitatea de cuplu este un barometru al sănătății cuplului în sine. Noi, ca ființe umane, avem această nevoie fundamentală a ființei umane de a oferi și a da tandrețe prin atingere, prin îmbrățișare, prin contact tactil, cum se cheamă. Știi ce am observat? Am observat că oamenii sunt mult mai atenți afectiv, tactil, cu animăluțele lor decât cu familia. Una dintre cele mai frumoase definiții ale inteligenței este să știi să deosebești esențialul de neesențial. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii Eu Pot, singura emisiune din România, care se ocupă cu dezvoltarea relațională. Și apropo de dezvoltare relațională, ce e mai relație dacă nu relația de cuplu? Bună ziua, doamna psihoterapeut Gina Chiriac, președintele Asociației Române de Psihoterapie Integrativă. Bună ziua! De ce să mergem cu soțul și cu soția la psiholog, la terapie întrebare? De cuplu? Da. Pentru că foarte mulți oameni spun că de ce să am eu nevoie de terapie de cuplu? Pentru că pentru noi comunicarea e o prioritate și ne spălăm rufele murdare în familie. Alții spun că oricum e ca apa de ploaie, nu ne ajută la nimic. De ce să mergem la terapie de cuplu? Este foarte bună întrebarea dumneavoastră sau întrebarea ta, Anca, exact așa cum ai pus-o, pentru că în momentul în care, să zicem, doamna găsește pe Facebook terapeut de cuplu, se gândește, aha, aici trebuie să-l duc pe Georgica astăzi. După care îl sună și Georgica zice nu. Pentru că doamna pleacă de la o premisă pe care nu are de unde să o știe. Dacă mergi la un terapeut de cuplu real, deci nu un psiholog, ci un psihoterapeut specializat în terapie de cuplu, este o specializare aparte. Psihologul poate să-ți diagnosticheze probleme de sănătate mentală. Psihoterapeutul poate să și intervină, dar psihoterapeutul de cuplu este specializat pe acest tip de terapie. Ei, clientul unui psihoterapeut de cuplu este relația terapeutică. Deci nu poți să-ți aduci pe Georgica sau pe Ionica să-l vindece terapeutul că tu nu mai ai ce să-i faci. Și nici viceversa, cum zice Birlic, nu se poate. Deci iată că dintr-o dată nu cei doi sunt, hai să zic așa, clienții sau protagoniștii principali, ci relația este o problemă. Și cred că cadrul acestei emisiuni este perfect într-o astfel de discuție. Trebuie să așteptăm momentul de criză de cuplu, să mergem la, la terapie, sau putem să considerăm terapia ca o formă de igienă mentală? Da, să ne spălăm, să ne coafăm relația, da, pentru că exist eu, există Georgica și există relația dintre noi. Eu am grijă de mine, Georgica are grijă de el, dar amândoi luăm relația de mânuță și mergem cu ea la fezanda. Există foarte multe școli de terapie de cuplu. Eu am ales să fac o specializare în relația de cuplu bazată pe tiparele de atașament ale clienților mei undeva în America, la Institutul de Terapie și Cuplu. Ceea ce am învățat acolo
mi-a plăcut foarte tare pentru că ei, în partea asta de diagnostic, au niște întrebări și niște lucruri foarte bine setate și pragmatic așezate. Când mergi la terapie de cuplu? Mergi la terapie de cuplu atunci când ești în criză, așa cum ai adus tu aici, că de asta mi-ai adus aminte de cursurile lor, și atunci terapia ta de cuplu poate să aibă două direcții. Realizezi că cei doi sunt într-o stare de criză și îi ajuți să-și rezolve criza, deci să vină undeva într-o zonă de armonie, sau îi poți conduce, îi poți însoți, îi poți ghida spre un sfârșit decent, astfel încât acest sfârșit să fie inteligent construit cu cât mai puțină suferință și traume. Deci, și iată, daune colaterale. Exact. Iată că un psihoterapeut de cuplu poate să facă lucrul acesta. Dacă însă ai suficient de multă inteligență emoțională și îți dai seama că ceva nu mai este ca la început și îi mulțumesc lui Dumnezeu, divinității sau oricui altcuiva că românii vin în psihoterapie de cuplu atunci când ei se prind că ceva nu este în regulă, astfel încât să nu ajungă în situația de criză. Asta înseamnă că românii sunt informați totuși. Ceea ce poate să facă un psihoterapeut este să le îmbunătățească relația de cuplu. Deci iată că suntem într-o zonă în care ne merge bine, dar apelăm la un specialist să ne fie și mai bine, ceea ce este extraordinar. Bun. Ce ne face psihoterapeutul să ne înțelegem mai bine? Noi avem mici hârâieli, da? Că aia e zona de necriză. Când începe să nu mai îmi convină ce face Costel, l-am schimbat cu Georgica. Este da. Ok. Vorbim despre Costel. Bun. Nu mai îmi convine ce face Costel. Lui Costel nu prea mai convine cum reacționez eu la ceea ce face el. Da? Deci suntem în perioada de hârâială. Cum intervine terapeutul între noi să ne repună în ordine și să ne redescoperim calitățile unul în celălalt? O să mă întorc la premisa că relația este o construcție. Deci nu Costel sau ea au o problemă, ci problema este construcția lor. Este posibil ca ea să fie o zână în afara casniciei, dar atunci când vine vorba de relația ei de cuplu cu Costel, să se transforme în opusul unei zâne, ca să nu... denaturez foarte tare, da. Dar și Costel este posibil să fie un CEO foarte iubit, într-adevăr, un team leader foarte apreciat la serviciu, și când vine acasă, întâi să arunce buzduganul și să se transforme într-un balaur zmeu sau o altă figură din poveștile românești. Deci este posibil ca relația lor să fie cumva denaturată. Și atunci noi nu plecăm de la premisa că ei au o problemă, ci relația. De ce e foarte important ca telespectatorii noștri să știe asta? Este următorul aspect. Atunci când vii într-o psihoterapie de cuplu, oamenii își imaginează că te duci la socri în vizită. Și de ce la socri? Pentru că, în general, dacă ea inițiază terapia, îl anunță pe el așa bucuroasă: gata, am găsit psihoterapeutul, mergem joi la 4. Și el se dă așa ușor înapoi și zice: bine, dacă tu l-ai găsit, că este constrâns, este cine știe cum amenințat, mai pe față sau mai bine încapsulat, mai voalat, da, mai voalat, și săracul om i-a dus în terapie. Însă el în acel moment, pentru că ea alege psihoterapeutul, să zicem, dar să știți că există și cazuri în care el alege terapeutul, el deja se simte cumva ca la un închizitoriu, ca atunci când te duci în vizită la părinții nevestii și te întreabă mama soacră: dar tu o faci fericită pe fata mea, că uite, văd că are ochii roșii, o fi plâns din cauza ta aseară. Te simți scos la tablă, practic. Exact, deci apare un sentiment de rușine, de împovărare și... deși noi încercăm să dăm o notă umoristică, să nu fie chiar atât de dramatic, pentru că e un subiect destul de delicat și umorul este bun întotdeauna, sentimentul de rușine este copleșitor pentru cel adus în terapie, pentru că nu știe la ce să se aștepte.
Dar vestea bună este că un psihoterapeut specializat în relații de cuplu știe toate aceste lucruri și în niciun caz nu începe o terapie de cuplu părtinitor. Adică dacă doamna X l-a adus pe domnul X la terapie, n-o să fie cumva avocatul sau mama doamnei X, ci o să creeze relație de cuplu pe același principiu cu ambii parteneri. Deci această demitizare că ești dus în terapie, pus la colț, scos la tablă și o să ți se toarne în cap găleata cu reproșuri, nu este reală. Acel om este specializat și învață o grămadă de ani ca să creeze ceea ce se cheamă alianța terapeutică cu fiecare partener al cuplului și să înțeleagă pe fiecare. Bun. Despre ce se vorbește? Se vorbește despre toate palierele vieții sau de ce sunt unii atât de terorizați de a merge și a se deschide, de a fi vulnerabili într-un cadru atât de restrâns până la urmă, nu? Pentru că e partenerul, partenera de viață și este un specialist. Există două motive principale. Unul, că ai fost la o terapie de cuplu și ceva nu a mers bine și atunci generalizezi, este o distorsiune cognitivă. A distorsiona înseamnă a deforma. Deci ți-ai făcut o imagine generală, ceea ce nu este real. Nu poți să, cum să spun eu, să pui o etichetă unei întregi profesii pentru că tu ai avut o experiență sau două neplăcute. Deci nu este real acest lucru. Ai dreptul întotdeauna să cauți. Asta este una dintre cauze. Deci o experiență neplăcută care te poate face să mergi în zona imaginației și o să zică m-a făcut să mă simt prost, m-am făcut de rușine, cum să știe omul ăla să mă ajute pe mine, deci lucruri de genul ăsta. Sau nu ai fost niciodată și atunci reduci ceea ce se poate întâmpla în cabinetul de psihoterapie la trecutul tău și zici, păi cum am fost în vizită la soacră mea, așa o să se întâmple și cu doamna asta. M-a dus la o femeie, deci ăștia două o să pactizeze ca între femei. Asta o să devină prietena lui nevastă mea, pentru că tu nu faci altceva decât să aplici vechile tale scenarii de viață relaționale, firești, normale, în care tu vedeai că ea stă de vorbă cu prietena ei cea mai bună, intrai în casă și amândouă tăceau și aveai impresia că nevastă ta s-a clonat dintr-o dată, pentru că era aceeași privire. Și indiferent că era sorul sa, cum zic oamenii din popor, fie că era cea mai bună prietenă, oricum era ceva grav. Era ceva era nasol. De rău și era despre tine obligatoriu. Exact. Și dacă ele s-au oprit și s-au dat așa un pic și te și privesc, înseamnă că e clar, trebuie să fugi sau să ieși repede din casă. Deci nu este despre asta. Un psihoterapeut de cuplu este învățat să facă loc, să creeze spațiu celor doi protagoniști. La fel se întâmplă și în cazul în care el alege terapia și își imaginează că o să ducă relația de cuplu la un bărbat și în felul acela domnul psihoterapeut o să pactizeze cu el și o să facă un fel de brotherhood, o frăție dintre asta în care o să zică yes, bro, înțeleg prin ce treci, haide să îți facem dreptate. Dar nu se întâmplă așa ceva într-un cabinet de psihoterapie. Bun. Există cupluri care sunt convinse că așa a fost să fie, da? Că lor le-a fost scris și le-a fost și pus în frunte să fie împreună până la finalul vieții, indiferent câte obstacole s-ar fi produs pe parcurs. Există scenariul acesta că nu se poate întâmpla nimic niciodată să-i despartă? E o întrebare la care nici nu vine să răspund. Dacă întrebi scriitoarea din mine sau poeta sau consumatoarea de poezii, nici n-ar vrea să răspundă la această întrebare, pentru că toți avem nevoie de doza aceea de idealizare. Toți avem nevoie, indiferent că suntem bărbați sau femei, avem nevoie de romantism. Să visăm la sufletul pereche. Exact. Avem nevoie de ceea ce se cheamă foarte bine în psihoterapie, unul dintre factorii comuni, activarea speranței, factorii comunei tuturor psihoterapiilor. Deci cu toții avem nevoie să sperăm și în momentul în care mai apar și fluturașii, aceea din stomac și acea idee că el e sau ea e, că sufletul tău știe,
nu ai cum să demontezi credințele domnului sau doamnei. Problema este că Jung acum vreo, nu știu dacă sunt 100 sau 200 de ani. 150, așa, cred că. Așa, mie îmi place să trăiesc așa temporal. Am vorbit într-o emisiune de-a ta despre faptul că François Dolto este, am zis că am citit cărțile pentru că în capul meu ea există. Și cineva mi-a zis, știi că a murit, zic, înțeleg. Dar ce te faci cu partea din mine care vrea ca el să trăiască? Așa și cu Jung. Și cu această speranță, că nu vorbesc întâmplător despre asta, e posibil ca acea senzație să fi murit de mult, să fie apus de mult. Însă amintirea ei este atât de prezentă. Și l-am adus pe Jung aici nu întâmplător, pentru că Jung a vorbit despre ceea ce se cheamă arhetip în inconștientul colectiv. Și acest arhetip nu este întâmplător. Dacă mergi în India, indiencele moderne și sexy vor să se căsătorească cu un fel de Shiva. Shiva nu este chiar atât de, hai să spun eu, casnic cum este Rama. Rama este zeul căsnicilor. Shiva este mai cool, ca să zic așa. Cu băiatul rău, deci, mai golan? Nu neapărat, da. Deci, care, hai să zic eu așa, e pasiv, trebuie să muncești. Dacă cunoști mitologia aceasta shivaită, Parvati, când l-a vrut pe Shiva, a trebuit să facă o grămadă de lucruri până când să-l trezească pe Shiva, adică să-i atragă atenția sau whatever. Vorbesc acum din perspectivă mitologică, însă are o importanță foarte mare în maniera în care ne alegem partenerul. Ăsta este un model de arhetip inconștient. La fel și la români. Deci dacă tatăl tău a fost într-un anumit fel, orice mi-ai spune tu, alegi ori opusul, ori asemănarea tatălui tău, pentru că la nivel inconștient ești impregnată de acea energie și tu alegi pe baza cunoscutului. Nu poți să alegi ceva ce nu ai cunoscut, pentru că creierul tău, și acum o să aduc perspectiva neuroștiinței și îmi cer iertare că dezamăgesc, pentru că creierul tău nu conține alte amintiri la modul cel mai biologic și pur posibil. Deci nu ai cum să treci peste asta, orice mi-ai spune. Așadar, acest it was meant to be, de fapt a fost o construcție așa mentală. Așa mi-a fost menit. Da, pe care știința acum o explică foarte bine și pe care tu o descoperi după ce trece acea perioadă de îndrăgosteală. Da. Și îți dai seama că, de fapt, stai așa puțin că el nu e chiar atât de minunat, pentru că, uite, astăzi a uitat să-mi aducă flori. Și, uite, acum stă și vorbește cu băieții și noi trebuia să mergem la operă, că, uite, de-abia acum există un concert, adică suntem și în vreme de pandemie, el cum vrea să se ducă cu băieții în loc să meargă la operă? Păi vrea, că s-au deschis și restaurantele odată cu operele. Deci asta am avut într-o terapie de cuplu recentă și, Gina, cum e posibil? Pentru că noi de-abia ne-am întors din luna de miere. Deci cum să-mi facă una ca asta? Deci iată că dintr-o dată ceea ce it was meant to be se dovedește a fi o dezamăgire. Și te întrebi unde ai greșit. Ei bine, n-ai greșit. Doar că problema este mult mai complexă decât îți poți imagina. Nu este despre o bere sau despre operă, ci este despre ceea ce se cheamă nevoi personale. Bun, apropo de nevoi personale, există și situații în care, deși atât el cât și ea își doresc din inimă să facă relația aia să continue și să fie funcțională și pur și simplu nu se mai poate. Sunt într-un punct mort și îngropat și aia e. Cred că tema emisiunii ar fi neuroștiința și terapia de cuplu, pentru că mă duc tot în zona aceasta. Din nefericire, creierul nostru este setat într-un anumit fel, la fel ca și viața noastră psihică. Și dacă stai să te gândești din perspectivă neuroștiințifică vorbind, creierul nostru este o colecție de amintiri. Facem aceleași lucruri în fiecare dimineață, avem aceleași atitudini, facem aceleași comportamente, manifestăm aceleași comportamente, avem aceleași alegeri. Ne trezim dimineața, ne bem cafeaua, mergem la serviciu pe același drum, ascultăm același tip de muzică, cum ajungem la serviciu, dăm drumul la Insta, Facebook sau whatever și
La fel se întâmplă și în relația de cuplu. Deci facem mai mult din ceea ce eram setat să facem. Einstein dă o definiție foarte frumoasă a prostiei. Se cheamă că... A nebuniei. Așa, da, chiar a nebuniei, da, insane. Să faci aceleași lucruri și să aștepți rezultate diferite. Deci problema nu se pune că nu ai voință, nu se pune că nu vrei, ci problema este că trebuie să ieși, așa cum frumos spun americanii, out of the box. Adică... Să ieși din cutie, din rutină, să nu mai mergi pe banda, pe scările rulante, nu? Exact. Să ieși din tiparul relațional și să realizezi că, de fapt, poate exista cineva pe planeta asta care poate să vadă obiectiv unde anume nu merge relația ta și să vadă dintr-o altă perspectivă ca un profesionist și să-ți spună în prima ședință. Nu să trebuiască să mai cheltui tu încă 6 ani de nefericire sau 6 ore în care ești trist doar pentru că nu ai acces la această informație. Apropo de cheltuit, sunt cupluri care spun declarativ, noi am merge, dar nu ne permitem, la banii noștri sau terapia e pentru bogați sau că n-avem timp. Ce le-am putea spune? Le-am putea spune că fiecare dintre aceste aspecte pe care excepțional le enumerat și care sunt într-adevăr cele mai importante atunci când alegi să mergi sau să nu mergi la o terapie de cuplu, țin de alegerile valorilor. Pentru că una este să-ți petreci o vacanță la noi, la Moldova sau în Maldive și să spui că asta te relaxează, este despre ceea ce știi tu, iarăși reduci la trecut, uh-huh. Și alta este să mergi la un specialist care te scoate din zona de confort psihic, din cunoscut și spune că degeaba mergi în Maldive, că mergi cu aceeași structură psihică, cu același partener, cu aceleași comportamente și deși este Maldive sau Moldovița, tu vei face același lucru în fiecare dimineață și partenerul tău la fel și cadrul nu schimbă relația. O poate îndulci și îmbunătăți pentru că atenția ta ți este atrasă de stimul care să-ți producă plăcere pe moment. Însă în momentul în care te întorci acasă, acest lucru va trece și vei ajunge la aceeași rutină. Deci, iată că e o chestie de prioritizare a valorilor. Deci, una dintre cele mai frumoase definiții ale inteligenței este să știi să deosebești esențialul de neesențial. Este atât de absurd să îți imaginezi că nu ai bani sau nu ai timp atunci când vezi că omul drag al tău suferă, omul drag ție suferă. Sau tu suferi. Sau tu suferi. În primul rând celălalt, întotdeauna este despre celălalt. Cel mai greu lucru de pe pământ este să te iubești tu pe tine însuți. Și este absurd să te gândești în felul ăsta, adică să pui lucrurile într-o ecuație emoțională în acest fel și să-ți dai seama că a merge la psihoterapie până la urmă înseamnă a accepta disconfortul pe care îl presupune orice vizită în cabinetul cuiva care te va pune față în față cu fricile, anxietățile, durerile, rușine, temerile tale. Deci nu este simplu să-ți asumi un proces terapeutic, dar foarte vindecător. Bun. Și la întrebarea de mai devreme, deci există punctul la mort în care chiar nu mai poți să faci nimic, da? Da. Bun. Cum intrăm în relație e important? Adică dacă intrăm pe bază de pasiune sau dacă intrăm pe bază de prietenie construită în timp? Are vreo importanță modul în care începem relația asupra duratei relației? Are o foarte mare importanță, Anca, și tu ai pus 2 întrebări. În primul rând... Mai am 100. Încerc să le comprim. Da. Intri în relație pentru că tu ești construit, să zicem, la 25 de ani, într-un anumit fel. Ești într-un anumit stadiu de viață și ai anumite nevoi. Hai să zicem că asta este nevoia, este vârsta în care ai nevoie de romantism, în care ai nevoie să fii validată ca femeie, în care ai nevoie ca bărbat să ai pe cineva cu care să simți că poți să pleci în viață. Ai nevoie de un partener de drum din perspectiva
lui și de siguranță emoțională din perspectiva ei. Astea sunt nevoile specifice stadiului de 25 de ani, să zicem. Okay. Pentru că acum toate lucrurile sunt mult diferite. Dar la 35 de ani, când ți se naște primul copil, ai nevoie de el să se trezească, să-i dea biberonul, ai nevoie de el să te aștepte pentru că tu treci printr-o depresie postpartum pentru că ai citit tu pe net că asta se face și o bifezi, dar fără să realizezi cauza ei autentică. Ai nevoie de el să țină minte să-ți cumpere pampers pentru copil și dacă se poate să mai ia și un buchet de flori, este bifez, dar nu mai are importanța respectivă. Și la vârsta asta, când apare primul copil, ai nevoie de atenția ei, ai nevoie ca ea să mai doarmă și cu tine, ai nevoie la nivel senzorial și erotic să-ți simți femeia aleasă, să-ți simți iubita în brațele tale. Deci iată că dintr-o dată diferă foarte mult nevoile în funcție de stadiul de viață. Uh-huh. Și este posibil să te întrebi la 35 de ani cum Dumnezeu l-am ales pe omul ăsta, cine este omul ăsta. Pentru că e real că el nu mai este cel pe care l-am ales atunci. Deci iată că... Pentru că nici eu nu mai sunt aceea de atunci. Exact, pentru că noi suntem într-o continuă evoluție și din păcate nu conștientizăm acest lucru. Ei bine, un psihoterapeut te face să conștientizezi că valorile pe care le-ai avut, criteriile în selecționarea partenerului tău, indiferent că ești bărbat sau femeie, au fost diferite față de stadiul de viață în care ești acum. Și deja se face lumină pentru că toate lucrurile astea se învață la școală, nu ai cum să le știi tu care, cum să spun eu, ești un ITist sau tu care ești un, eu știu, un medic, pentru că nu se presupune că dacă ai treabă cu chirurgia, trebuie să știi și cum îți funcționează psihicul uman sau stadiile de dezvoltare sau mai complex tiparele de atașament. Deci iată că dintr-o dată ceea ce noi ne imaginăm se poate rezolva, iar cauzele sunt mult mai complexe decât ne-am putea imagina, dar aceste lucruri se pot rezolva în cabinetul unui psihoterapeut specializat în terapie de cuplu. Bun. Dacă mergem mai departe, da? Am intrat în relație pe bază de fluturi în stomac, da? Pe bază de, așa cum vedem și în filme. Pentru că cel mai frumos ne ilustrează filmele, oricele, de Hollywood, ori telenovelele, uh-huh, de oriunde ar veni el de pe fața pământului, da? Ele prezintă modele inconștiente. Exact, deci trebuie să, tu trebuie să fii un pic înnebunit, da? Creierul tău să fie... Uh-huh. Zdruncinat din rădăcini, să nu mai gândești limpede, pentru că, vai, ce frumoasă e starea asta de îndrăgosteală, că nu mai ești atent la nimic. Da? Deci asta este, așa ne imaginăm că este îndrăgosteala. Și de aici rezultă faptul că, da, eu sunt îndrăgostită de partener. Dar când vine calm, când vine pe calm, iubirea, pe calm, pe calm, pe calm. E, și putem să definim iubire și pe asta? Ce frumos! Iubirea are mii de fațete. Dar e foarte important pentru că mi-ai amintit că am răspuns doar pe jumătate la întrebarea anterioară. Deci, e posibil ca nevoile cu care am intrat în relație să fie unele pasionale, dar este posibil ca, de exemplu, eu să fi fost într-o decepție și să-mi aleg partenerul pe baza aceasta a confidenței. Iată ce bine mă înțeleg cu el, m-a ascultat, am suferit și găsesc în el un fel de tată. Și sau un fel de prieten. Bine că eu nu-l văd așa, pentru că el are 30 de ani, nu pot să-mi imaginez că este chiar tata, pentru că, cum să spun eu, găsesc doar o trăsătură psihologică de care am nevoie în acel moment. Și dintr-o dată observ colegul meu de la serviciu că se uită într-un fel la mine și retrezește femeia. Și mă întreb atunci, stai așa puțin, ce fac cu cel de acasă? Pentru că sau invers, deci nu trebuie neapărat să vorbim doar despre femei și la bărbați se întâmplă la fel. Pe ea o întâlnesc în zona asta a prieteniei, a confidenței, a încrederii, apare o perioadă de calm, dar dintr-o dată scânteia, acel glimps în privire, uh-huh, acea strălucire, ca să vorbesc românește, nu mai există și te întreb, oare îl mai iubesc? Oare o mai iubesc? E foarte important să înțelegem că această iubire are mai multe componente. Este starea de bine, este starea de acasă, este starea de prietenie. Este minunat ca
partenerul tău de viață, să fie prietenul tău, însă asta este doar un aspect al vieții mele psihice. Pentru că dacă stai să te gândești dintr-o altă perspectivă erotică, sexuală, este nevoie ca atât el și cât și ea să acorde timp și spațiu a ceea ce se cheamă viață sexuală. Și se cheamă foarte frumos viață, pentru că nu se cheamă secundă sexuală. Nu se cheamă nici zi sexuală, ci se cheamă viață. Deci presupune timp și atenție investită. În mod continuat. Pentru că viața nu se întâmplă pe sărite. Exact. Deci presupune ideea de proces. Așadar, nu am cum, atâta timp cât atenția mea nu este în zona erotică și sexuală, să-mi imaginez că eu o seduc pe ea sau că eu îl seduc pe el. Am întâlnit, recent a venit un cuplu în terapie, un cuplu foarte, foarte cool și deschis, pentru că există și astfel de cupluri, și mi-au spus în felul următor: băi, nu mai merge, ne iubim, dar de 4 ani de zile, deci iată, am intrat în zona aceasta călduță, am devenit companioni și avem doar 4-6 de ani. Plus că eu o văd pe ea, ea se îmbracă super cool când merge să se întâlnească cu prietena ei și nu se mai îmbracă super cool pentru mine. Și ea zice: păi da, cu pandemia asta acum unde să mă mai îmbrac super cool pentru tine, că oricum lucrăm amândoi de acasă. Deci iată că dintr-o dată el și nici ea nu se mai stimulează cumva vizual în zona aceasta, nu mai vorbesc despre alte lucruri. Dar e important să înțelegem că creierul nostru, ființa noastră, nu aș vrea să ne reduc acum doar la dimensiunea biologică, sufletul nostru are nevoie de această scânteie. Deci e foarte important să știm să reaprindem această zonă a erotismului. Există mii de tehnici. Există tehnici foarte noi și există tehnici străvechi. Există ritualuri foarte frumoase în care tu poți să-ți întâlnești iubitul și iubita în zona aceasta, în care să construiești o seară romantică, o seară erotică și o seară în care tu și ea să vă reîntâlniți în dimensiunea sexuală. Deci este o întreagă dimensiune. Deci iată că nu este suficient doar să-i aduci piața făcută și să-i cumperi flori, pentru că nu este despre sex. Și nu este nici suficient ca tu să îi cumperi lui, cum să spun eu, 3 cravate pentru că are întâlnirea în care își dă examenul să urce pe o treaptă ierarhică superioară, dacă nu creezi împreună cu el și o seară romantică. Deci orgasmul contează foarte tare, indiferent de perioada în care ești cu jobul sau cu copiii sau într-o altă zonă, pentru că te definește în primul rând din această perspectivă a împlinirii sexuale ca bărbat sau ca femeie. Deci, sexualitatea de cuplu este un barometru al sănătății cuplului în sine. Da, contează foarte mult ca cei doi să aibă astfel de discuții, pentru că contează foarte mult libidoul. Contează foarte mult stadiul de viață în care sunt, pentru că nu imaginez că o doamnă care tocmai a născut, să zicem al doilea copil, mai are dispoziția psihică pentru o seară de erotism, ca să spun în modul frumos, atâta timp cât ea este obosită psihic. Deci este foarte important ca cei doi să citească, să se preocupe. Cu alte cuvinte, atenția este cea care este definitorie. Se spune că acolo unde este atenția ta, se duce energia ta și devine viața ta. Nu poți să scoți această dimensiune erotico-sexuală din viața unui cuplu, pentru că altfel rămâne doar zona de prietenie și este posibil să existe asta doar când cei doi consimt și sunt amândoi în regulă cu asta. Dar asta nu exclude îmbrățișarea, nu exclude dormitul în brațe, nu există comunicarea erotică afectivă pe palierul acesta al atingerii. Deci contează foarte mult și negocierea dintre cei doi. Era o glumă foarte interesantă, mi-a venit acum în minte că o viață sexuală împlinită e atunci când el nu mai vrea, dar nici ea nu cer. Exact asta spui tu acum.
Da, da. Deci da. Poate să existe un cuplu în afara acestei zone. Poate să existe un cuplu în afara acestei zone în secunda în care amândoi se simt ok cu asta. Însă, dacă ea vrea și el nu, e o problemă. Uh-huh. Și dacă el vrea și ea nu, iarăși este o problemă. Sau dacă niciunul nu vrea, dar ei, cum să spun, nu vor simt... unul cu altul, dar vor în afară? Și asta este cea mai gravă problemă. Deci... Se poate repara dacă, sigur că da. Dacă îți direcționezi atenția în afara cuplului și el face la fel. Se poate readuce acasă atenția? Da, însă e nevoie ca întâi să lucrezi pe starea de siguranță, de încredere, de să construiești în zona sexuală sau erotică după astfel de escapade, presupune neapărat psihoterapie. Altfel eu nu cred că se poate. Pentru că e imposibil să nu rămână ceva neconsumat acolo pe fundal care să nu-ți bruieze relația de încredere. Deci ca să te deschizi în erotism e nevoie să ai încredere în partenerul tău. E nevoie să ai încredere în partenera ta. Reprezintă cel mai, hai să spun eu, cel mai de contact, cea mai de contact întâlnire între două ființe umane, partea aceasta în care este implicată sexualitatea. Mă refer la relația de cuplu, deci e foarte important să existe o zonă în care cei doi să construiască, deci o seară de sex sau o partidă de sex, cum zic oamenii, nu există așa ceva decât atunci când există acea scânteie. Însă, la cuplurile rodate, care deja se știu foarte bine și cunosc stările, dispozițiile, mimica, gestica, microgestica, deci cunosc totul, nu mai este vorba de așa ceva atât de des cum era înainte, adică fără să faci nimic și într-o dată te simți că îl vrei sau o vrei, no matter what, ca în filmele americane. Nu este despre asta în viața reală. Deci este despre a construi o stare erotică și asta începe dimineața. Adică dacă vrei să ai o seară erotică reușită, este bine să începi dimineața. Să ai perioada de curtare. Exact, să o readuci în starea aceea în care să te dorească, să îl readuci în acea stimă de sine, în acea imagine de sine pozitivă, în care el să se simtă real, puternic, bărbat, viril. Deci nu poți să tratezi ființa de lângă tine ca pe un obiect și să-i zici gata, hai. Nu mai merge așa. Noi cred că am ajuns la un grad de complexitate psihică destul de avansată, mai ales în această era a informației și este mult mai, cere mult mai multă atenție și mai multă implicare să simți real atracția sexuală față de cineva și să-l dorești cu adevărat. Însă în momentul în care există un cuplu inteligent și alege acest lucru, eu nu cred că există bucurie mai mare pentru cei doi și validare mai mare ca bărbat și ca femeie decât atunci când această, să spun eu, dimensiune este împlinită și onorată, pentru că ea este creatoare de stare de bine absolută și infinită. Deci nu pot să descriu în cuvinte ce se întâmplă sau ce trăiește un cuplu ca și senzații atunci când se simt împliniți în această dimensiune și acordă atenția acestei zone. Ei bine, un psihoterapeut poate să ofere atunci când cunoaște această ghidare în această dimensiune. Și totuși sunt foarte multe cupluri și multe zicale românești că de ce ne mai trebuie nouă la vârsta asta sau suntem de 30 de ani împreună, ce sens mai are sau noi suntem parteneri în atât de multe lucruri încât dimensiunea asta trece la etc. De ce e considerată partea intimă și sexualitatea ca fiind o prioritate a cuplurilor nou formate și este considerată la derizoriu pentru cuplurile cu vechime? Din cauza educației. Pentru că nu avem educație în această perspectivă. La noi în țară educația sexuală o știm foarte bine cum este. Este nevoie să fii foarte informat și acum am să aduc un argument din psihoterapie integrativă și vorbesc despre dimensiunea relațională a sinelui cu corpul. Deci prima formă de cunoaștere
a unui bebeluș este prin contactul cu mama, iar acest contact nu este unul verbal, este unul tactil. Deci nu există o nevoie mai mare a ființei umane decât primordială, primară, decât cea de atingere, pentru că noi în felul acesta cunoaștem lumea. Deci acolo, în amintirile noastre arhaice, atingerea joacă un rol extrem de important. Bebelușii cunosc lucrurile prin a le duce la gură, a le gusta, a le pipăi. Deci iată că dintr-o dată invoc argumentul biologic. Deci această atingere este imposibil să nu fie vindecătoare, indiferent că ai 2 luni, 2 ani sau 92 de ani. Deci cine spune că nu are nevoie de asta, vreau să-i spun că este o construcție care vine, din păcate, din lipsa educației. Deci ni s-a spus, din autopăcălire. Da, ni s-a spus că nu mai e în regulă. Ce să-l mai ating eu pe bărbatul meu? Ce să mai dorm în braț? Terminați cu prostiile, exact, nu? Plus că am văzut într-un film foarte funny, hai să dormim cum dorm oamenii căsătoriți, și s-au întors unul cu spatele la celălalt. Da. Deci nu mai țin minte unde am văzut scena asta, însă nu mi s-a părut, după ce am zâmbit, nu mi s-a mai părut atât de amuzantă, pentru că ține de mentalitate. Și de programare. Exact. Te aștepți, nu? Peste 25 exact. De ani și eu dorm spate-n spate bărbata mea. Exact, despre asta e vorba. Însă în momentul în care trăiești în prezent, acordat la nevoile tale reale, simți nevoia unei îmbrățișări, simți nevoia atingerii, simți nevoia să fii validat de cel cu care ești poate de 55 de ani. Simți nevoia să-i spui, ia-mă în brațe sau hai vino să te iau în brațe. Știi ce am observat? Am observat că oamenii sunt mult mai atenți afectiv, tactil cu animăluțele lor decât cu familia. Decât cu partenerii de viață. Exact. Deci în loc să... Bine că nu intru acum în partea științifică, dar există mai multe... Hai să intrăm și în partea științifică. Bine. Există. Acolo am rămas. Există. Deci este vorba despre nevoia de a da și a primi tandrețe. Okay. Și încă din anii 1950, uite, gestalt-terapia, că tot mi-am adus aminte astăzi de ea, oferă niște modele în care oferi și dai tandrețe. Deci este una dintre nevoile fundamentale. Oferi și primești. Și oferi și primești tandrețe. Nevoile fundamentale ale oamenilor. Și unul dintre modalitățile inconștiente în care oferi și primești tandrețe este că îți mângâi animăluțele din casă. Te duci către pisicoi în brațe, te duci, îi faci nu știu ce câinelui acolo, dar nu te gândești că poate și soția ta cu care ai petrecut o viață ar vrea să fie atinsă, pentru că nici măcar ea nu conștientizează asta, nici măcar tu nu te gândești. Pentru că poate simți rușine, pentru că n-ai văzut niciodată că tatăl tău de 70 de ani, tu având acum 65 sau tot 70, și-a îmbrățișat mama și a luat-o în brațe și s-a uitat la ea cu privirea aceea îndrăgostitului. Adică aceste modele sunt foarte rare la noi în România. Uh-huh. Nu vorbesc despre alte țări, dar ar fi minunat să ne amintim că noi, ca ființe umane, avem această nevoie fundamentală a ființei umane de a oferi și a da tandrețe prin atingere, prin îmbrățișare, prin contact tactil, cum se cheamă. Și atunci, ușor, ușor, putem să începem de aici să construim. Dacă unul devine arici, efectiv, tu vrei, întinzi mâna, dar ariciu te înțeapă. Ea e mereu morocănoasă și e mereu pusă pe ceartă. Acum ți-ai găsit să mă îmbrățișezi, da? Sau, din potrivă, el e așa. Ce e de făcut acolo? Este de vorbit acolo. Este de vorbit că nu este doar despre sex. Această respingere, căci asta ai pus acum în cuvinte și e bine ca telespectatorii să știe că asta este de fapt o formă de respingere, se manifestă în viața sexuală pentru că probabil la nivel conștient ea știe că acolo te doare cel mai tare și atunci nu mai este disponibilă. E foarte important să o întrebi ce s-a întâmplat. De ce te doare capul? Exact. În fiecare seară. Da. Sau ce ți-am făcut? Hai să discutăm. Deci nu este neapărat despre sex întotdeauna sau despre
un refuz, ci este despre nevoi neîmplinite care se reflectă și în această dimensiune sexuală. Deci e important să dai filmul în spate și să o întrebi sau să-l întrebi ce anume s-a întâmplat, că poate nici el sau eu nu conștientizează. Oamenii au tot felul de acțiuni fără să fie conștienți de ele. Deci comunicarea este secretul. Bun, un ultim sfat pentru cuplurile funcționale. Să vină la terapie preventiv? Se poate întotdeauna și mai mult, și mai bine, și mai intens, și mai pasional decât îți poți imagina vreodată. Asta este ce am să le spun. Și la cuplurile cu vechime, care nu se mai înțeleg atât de tare, care sunt doi străini în casă sau sunt doi parteneri de achitat creditele sau au fost doi parteneri să crească cei 3-4 copii pe care au avut nu din prima parte romantică a vieții. Mai există șanse pentru ei? Există, însă ei pot, toți de fapt pot veni la terapie atunci când există un consens. Nu pot să lucrez, eu ca psihoterapeut nu pot să lucrez cu un partener care a dus cu forța, cu arcanul, cu lasoul sau pentru că a fost șantajat. Dacă nu mergi la terapie, nu te las să vezi copilul sau lucruri de genul ăsta sau o să divorțezi și plec cu copiii în altă țară. Deci e foarte important să existe un consens. Eu cred că atunci când amândoi se țin de mână și văd în aceeași direcție, nu în direcții opuse, întotdeauna există o soluție. E ceva dincolo de ceea ce ei știu sau și-au imaginat vreodată că se poate. Gina Chiriac, psihoterapeut, mulțumesc foarte mult pentru informația pe care ne-o dai de fiecare dată și mai ales pentru asta prețioasă pe care am primit-o astăzi. Ce am înțeles eu de astăzi este așa, fie că sunteți într-un cuplu nou, fie că sunteți într-un cuplu deja cu foarte mare vechime, dacă vă înțelegeți relativ bine sau dacă nu vă mai înțelegeți deloc, există întotdeauna o opțiune, opțiunea de a vă fi mai bine lângă partenerul de viață sau opțiunea de a vă fi mai bine lângă altcineva. Până data viitoare, informați-vă și tratați-vă rănile.